Administrațiile publice locale care înregistrau datorii la finalul anului 2012 sunt obligate să indexeze nivelul taxelor și impozitelor pentru anul în curs cu 16,05%. Municipiul Baia Mare, neavând datorii la finalul anului 2012, nu este în această situație. Așadar, consider că și Consiliul Local este de acord să păstrăm hotărârea de menținere a taxelor și impozitelor la nivelul anului 2012, respectiv să nu indexăm cu 16,05% aceste impozite, așa cum alte autorități locale au făcut. Dacă există alte poziții vis-a-vis de acest aspect și doriți să revenim asupra hotărârii, vă rog să menționați acest lucru. Dar consider că constant, atât Consiliul Local, cât și Executivul, ne-am menționat punctul de vedere și legea ne permite. Exista un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea retragerii denumirii de strada la Lele din nomenclatorul stradal al municipiului Baia Mare. Au fost... S-a dorit amânarea acestui proiect de hotărâre de către Comisia Juridică în speță, datorită faptului că exista pe rol un proces. Este unul din reprezentanții cetățenilor care locuiesc pe această stradă și dacă există o sentință definitivă și ea a fost depusă, să ne menționeze. Mie mi s-a comunicat hotărârea tribunalului data de 7-12 ani. Aveau 15 zile la dispoziție să facă recurs, dar nu s-a mai depus. Dosarul de la tribunal s-a înaintat la judecătorie și eu, la rândul meu, am depus cerere pentru investirea cu titlul executoriu. Așa că aștept să primesc comunicarea de la judecătorie în vederea recuperării cheltuielilor făcute pentru acest caz. Dar scriptic, să vedem niște documente, cu siguranță avizul Comisiei Juridice va fi favorabil, fiindcă asta s-a și discutat. Primăria Baia Mare a sancționat familia Tăut pe motivul că nu a avut o autorizație de construire în momentul în care a închis acea poartă. Procesul respectiv, după știința mea, încă nu este finalizat. Au existat suficiente discuții care au întreținut un anumit interes în jurul personalității celui pe care azi l-am răsplătit prin această hotărâre cu înaltul titlu de cetățean de onoare post-mortem. Probabil că foarte multă lume știe foarte puțin despre această personalitate care, deși născută pe alte meleaguri, de altfel spiritual foarte rotnice, zona Botoșanului, a venit după absolvire la Baia Mare și a clădit aici edificiile unor construcții de suflet și de profesie vocațională în domenii de care zona avea foarte mare nevoie. Nu mă refer doar la specialitatea geologie geofizică, ci mai ales la ceea ce a adus Dumitru Ișvan în zonă, prin pasiunea lui întreținută nu doar personal, ci cu natură colegială, de a sprijini orientarea sportivă, speologia și, evident, și mineritul și geologia, care erau preocupări oficiale ale administrației de stat. Vă informez că o parte din membrii Comisiei, pe lângă documentele care le-am analizat, ne-am deplasat și la fundații și la asociații și am cercetat la fața locului condițiile și ceea ce fac aceste asociații. Vă spune că suma de 300.000 de lei, probabil, care am propus-o noi, este mică față de cazurile care se tratează în aceste situații. În bugetul de anul trecut, suma alocată, suma totală alocată, a fost cea de 250.000 de lei. Cunoaștem și am fost eu împreună cu dumneavoastră consilierii la activitățile pe care
le-au desfășurat cei de la Asociația Autism Baia Mare sau de la Fundația Esperanto, de la Asociația SOC sau de la celelalte asociații sau fundații și știm foarte bine dificultățile cu care se confruntă și știm foarte bine care este impactul activității acestor oameni deosebiți în comunitatea noastră. Am propus să majorăm suma față de anul trecut cu 50.000 de lei și să mai facem un amendament, aceasta să fie o primă sesiune de acordare a sumelor.